Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Ionuț Crețuleac, în calitate de invitat al emisiunii. Continuăm așadar, revenim la guvernul nostru. Finanțele pregătesc o nouă ordonanță de urgență. De această dată sunt vizate achizițiile publice, despre care s-a tot vorbit despre această lege. Poate fi perfectibilă, se poate aduce ceva nou. Eu parcă, nu știu, în permanență vrem să reinventăm. Achizițiilor, din păcate, noi nu am învățat să stăm pe drumul cel drept. Totdeauna când sunt probleme în sistem sau pe o anumită parte, cum este cea a achizițiilor publice, încercăm să suprareglementăm și suprareglementând duci de la drumul drept, te duci în șanț și apoi îți dai seama că nu e bun și te duci în celălalt șanț și tot așa, fără să fii în stare să ții drumul drept. Pentru că în zona achizițiilor publice au fost atât de multe probleme de-a lungul timpului, mă rog, restricțiile au fost foarte dure. Dar aceste restricții, când s-au implementat, sigur că s-a mai redus și s-au mai astupat anumite găuri prin care se sifonau bani publici, pe de o parte, iar pe de altă parte, în condițiile în care ești corect și vrei să faci treaba, te poți trezi că la o licitație ai șpei contestații, termenele sunt foarte mari, ajungi în situația de a nu face o investiție tocmai din cauza că trebuie să respecti fiecare chichiță din lege și lucrul ăsta cere timp. Da? Mai pui la socoteală faptul că sunt și participanți la licitații care sunt răuvoitori, vin numai să încurce apele, să facă contestații, să facă recontestații, să ceară fel de fel de lucruri. Cum am spus, chestiile astea, într-un final, pun o frână în dezvoltări. Ce ar trebui? S-o ardem și să facem alta? Cum ar, de unde? Eu cred v-ați confruntat? Eu cred că trebuie să fim corecți, în primul rând, pentru că aici se pune problema. Uite, eu știu o primărie de la noi din județ care are un proiect de 2 ani de zile, da? Are finanțare prinsă pe ea și încă e în stadiu de licitație a proiectului. Ca să nu mai spun că n-au ajuns la lucrări, vorba de niște lucrări de canalizare și apă. Deci, de 2 ani de zile, încă se licitează la proiectare. Ei n-au terminat proiectarea. De ce? Pentru că au avut licitații anulate, contestate și așa mai departe, instanțe și știu eu ce. Iată că de 2 ani de zile n-am putut să... Un proiect care a obținut finanțare, n-am putut să-l punem la... în fapt, în practică, da? Nu mai zic că deja că licitația de lucrări... grave. Bun, să fim corecți. Dar... Când sunt foarte mulți răvoitori în sistem, asta se întâmplă. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să... În sistem vă referiți și la ofertanți? Și la cei care... La toți participanții. Toți și la autoritatea contractantă. Da. Și la executanții de lucrări în cazul ăsta, cum a fost cu canalizare și apă. Da. Dar, spun din nou, trebuie să înțelegem că trebuie să fim corecți. Multă vreme, legiuitorul a spus așa, având în vedere că au fost foarte multe probleme la primării, la Consiliul Județene, la acuze, că s-au dat cu încredințare directă, că nu e bun, că trebuie, că sumele, că plafoanele s-au tot modificat. Din cauza că s-a dorit, sau nu s-a dorit neapărat, dar în general s-a dorit favorizarea unor firme. Iată că acuzații de corupție, nu mai zic, da? Dar iată că lucrurile astea au dus la o legislație foarte strictă, foarte puțin permisivă. Și bănuiesc că nici economii n-au făcut din asemenea licitații. S-au făcut, dar încă o dată, ca și ordonator de credit, trebuie să te gândești în primul rând că să fii corect, trebuie să faci o economie, nu neapărat o economie, dar lucrarea pe care o faci, bunul pe care îl achiziționezi, să îndeplinească cât mai multe din cerințele de calitate și de operabilitate. Dacă vreau să fac un drum și mă chinui 3, 4, 5 ani de zile în proiectări și în licitație și nu știu ce, s-ar putea ca la sfârșitul execuției acestui proiect, după 7-8 ani de zile, să nu mai fie de actualitate. Drumul fie nu-i mai folosit, că s-au găsit rute alternative, fie traficul a crescut încât nu e suficient de lat și așa mai departe. Iar noi în permanență am stat în urmă cu situații de genul ăsta și tot am venit târziu cu soluția. Adică o soluție identificată, să spunem, în 2004 sau în 2005,
nu mai poate fi de actualitate în 2015, în 2018. Și atunci n-are trebuie cum să refacem, da, documentația, cum am spus. Iată că avem și exemplul aici, la ușa noastră, cu centura Sucevii. De atâta mare de vreme trebuia finalizată, nu s-a finalizat, lucrări deja care s-au făcut, unele dintre ele se degradează și așa mai departe. Deci ajungem să cheltuim mai mulți bani, mai multe resurse, doar pentru simplu motiv că, mă rog, legislația este stufoasă și trebuie să o respecte. Într-adevăr, trebuie să o respecte, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim că trebuie să și progresăm. Nu putem progresa cu frâna de mână trasă permanent. Spuneți-mi, ați avut vreodată posibilitatea să comparați legislația noastră în această materie cu legislația, eu știu, din Franța, din Germania, Austria, Habana, să știți că Italia. Da, în unele cazuri a noastră e mai strictă, dar să știți că acolo n-au pornit de la premiza că primul lucru care l-au făcut când au cheltuit banul public a fost să fure. Mm-hmm. N-au pornit de la premiza asta. Nu i-au considerat pe primari hoți din start. Da? I-au lăsat să-și facă treaba. I-au lăsat, dacă cumva au greșit, dacă soluțiile propuse de dânși nu au fost chiar viabile, au plătit la vot. La noi, din păcate, nu prea avem situația asta în care responsabilitatea politică să mai conteze. Mai nimeni nu plătește la vot astăzi, chiar dacă greșește. Sau, mă rog, foarte puține cazuri. Și lucrurile acolo au stat puțin altfel. Pe de o parte, pe de altă parte, a fost și dorința generală de a pune în practică mari proiecte. Ori noi tocmai aici ne dăm cu bățul în picioare, pentru că nu am avut, niciun guvern nu a avut curajul să se apuce de mari proiecte. Să revitalizeze infrastructura CFR, de exemplu, sau să se apuce un tronson mare de autostradă și să stea cadrat pe el și să-l termine într-un termen. Sau chiar dacă a fost o lucrare care nici sta mai mulți ani, următorul guvern să oprea. Nu. Toate guvernele au spus, doamne, nu mă apuc, că e prea mult și s-ar putea mâine să plec și nu vreau să tai altul pamblică. Mm-hmm. Da? Fie s-au grăbit la tăiatul pamblic și apoi s-au surpat autostrada, că am avut cazuri și de astea. Da? Caractere mici. Totul a fost așa pe moment, pe o poză de moment, dat bine în presă, facem un pic de capital de imagine și încercăm să vedem ce facem după aia. Noi avem mari proiecte care putem să le ducem la capăt din punct de vedere național, dar niciunul nu a fost pus în practică, cu toate că ele există. Unul dintre ele chiar am discutat de foarte multe ori. E un proiect de irigație, Siret-Bărăgan. Costă vreo 4 miliarde de euro. Dar nu te oprește nimeni să te duci la Comisia Europeană și spui, domnule, vreau să fac chestia asta. Vreau să-mi revitalizez agricultura în zona aia. Da. Vreau să devin un mare producător de grâne, de legume, știu eu ce. Și atunci vreau să-mi dezvolt această ramură, fac o investiție mare. Chiar dacă nu am bani, hai să văd, mă poți ajuta, pot să găsesc un credit la Banca Mondială, la FMI. Am preferat să facem de astea mititele. Mai facem un mal aici, mai construim un drum ușor într-un sat, nu știu unde, că e mama mai de acolo. Mai aducem cartofi din Thailanda. Și într-un final aducem cartofi din Polonia, din Thailanda, dar din Polonia aducem. Cu siguranță aducem, am spus. Din Turcia, ceapă, din Italia. Haideți să fim serioși, deci nu s-a dorit lucrul ăsta. Degeaba, oricum, da, putem să o schimbăm din nou. N-am convingerea că va rezolva problema. Pentru că se vor trezi alții care. A fost la un moment dat discuția cu la contractele atribuției de o trebuie directă să crească plafonul. A crescut plafonul, te-ai trezit că au acordat prin încredințare directă unor firme cu doi salariați sau nu știu ce lucrări. Că iarăși s-au gândit la și iarăși de acolo subcontractare și așa mai departe. Da. De aia, nici noi nu suntem serioși. Ne furăm căciula și după aia ne plângem că legislația. Legislația e făcută după moment. Dacă momentul spune că suntem corupți și trebuie să stea legea pe noi, asta se întâmplă. Când din păcate, îi afectează pe cei corecți. Da. Cine e corect și cine vrea să facă treabă, se împiedică de acest hățiș care e făcut să filtreze corupția, să filtreze cheltuirea nejustificată a banului public și așa mai departe. Da. Deci, din păcate, cei care sunt corecți și vor să facă treabă, cum am spus, să prindă în această plasă care, de fapt, e menită să filtreze. Da, pentru că sunt statistici prin aceste achiziții publice,
mai controlate, mai cu, cum ați spus dumneavoastră, mai cu filtre bine înfipte, s-au ajuns la economii, mă gândesc și mă refer aici la banul public, până în 25-28%. Deci, iarăși era. Dacă îți folosești simțul de gospodar și bunul simț și cunoștințe și te bazezi pe experții care ai în ogradă, în instituția respectivă, nu ai cum să greșești. Deci, sau să faci cheltuieli de era. Când fie nu te interesează sau ești rău intenționat, atunci lucrurile o iau într-o direcție greșită, cu siguranță. Dar, încă o dată, trebuie să fim serioși cu noi înșine. Trebuie să fim corecți cu noi înșine. Să nu ne mai furăm căciula atâta de mult. Că știți cum e vorba, îți fur căciula, după aia ieși afară, plângi că e frig la urechi. Da. Platforma, de mult n-am mai auzit, Platforma România 100 îi cere lui Tudorel Toader să publice imediat raportul Greco. Nu sfidați, este îndemnul celor de la Platforma România 100, nu sfidați partenerii strategici ai României. Evident, e tot pe o chestiune pe legea justiției. Pe legile justiției, da. Trebuie să facem și... Deci, Greco este grupul de state împotriva corupției. Da. Este un organism pe lângă Uniunea Europeană care monitorizează modificări în legile justiției. Și care face un raport de evaluare. Da, care din punctul lor de vedere ar aduce atingere unor aspecte fie din tratatul Uniunii, fie din tratate internaționale, fie din buna relație și valorile comune ale membrilor Uniunii Europene. Acest plen al Comisiei Greco s-a întrunit de urgență când încă din decembrie anul trecut, când legile justiției au trecut cu foarte mare viteză prin Parlament. Și, sigur, au redactat un raport, l-au trimis către puterea de la București, dar acest raport, cum se spune în solicitarea celor de la Platforma 100, încă nu este publicat, deoarece el poate fi făcut public doar cu acordul autorităților române. Guvernul aici. Da, în cazul ăsta, guvernul. Aici, sigur că cei din Greco au spus, domnule, probabil că raportul conține niște, nu știu, eu nu-l cunosc, nu l-am, nefiind public, n-am venit să știu. Dar vestitorii guvernului spun că acest raport încă n-a fost tradus în limba română. Haideți să fim serioși, deci copilării, să-l pună în limba engleză așa, nu e, da? Nu e nicio problemă, da? Eu mă tem că cineva se teme de acest raport din moment ce nu-l publică. Au mai fost un raport de genul ăsta transmis către autoritățile din Polonia, da, tot pe același, tot pe același subiect și autoritățile din Polonia l-au publicat. Eu mă aștept ca și autoritățile române să-l publice, să dea dovadă de transparență. Comisia asta, Greco, nu poate să-l publice din proprie inițiativă, deci trebuie să existe și acordul părții române. Vom vedea ce scrie și în raport. Eu nu cred că de bine, pentru că semnalele care au venit... Penale de procedură penală să treacă acestea și pe urmă să-l... Pentru că mă gândesc că există un termen pentru data publicată. Nu e niciun termen. Deci, asta e de bun simț, iarăși vorbim de bun simț. Da. Și dorința de a fi transparent. Da? Da, poți să nu-ți mai dorești să fii transparent și atunci o faci pe noaptea, ca știm noi cine. Da, semnale au fost suficiente din partea Uniunii Europene și din partea Parlamentului European cu privire la aceste modificări abrupte în legile justiției. Mai mult, acest raport a fost transmis către Ministerul Justiției. Acum așteptăm să vedem dacă îl vor publica sau nu. Eu sper să-l publice, sper să dea dovadă Ministerul Justiției. Dar pun mai multe paie pe foc dacă nu-l publică. Adică chiar au așa o plăcere sadică să... Nu, Vali, paie pe foc să pun în continuu. Acum nu știu dacă un paie în plus sau minus mai contează. Din păcate, atâta vreme cât preocupările guvernului sunt doar, mă rog, și a coaliției aflate la putere în Parlament sunt doar pe acest subiect și graba este atât de mare, eu aș fi vrut să văd o grabă de asta în canalul Siret Bărăgan,
în autostrada București-Suceava, că tot a fost anunțat așa la un congres, la finalizarea autostrăzii Transilvania, la demararea lucrărilor pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, la finalizarea drumului expres Siret-Roman. Da? Aici, dacă s-ar mișca atât de repede parlamentare și guvernanții, cred că toată lumea ar fi fericită în anul centenar 2018. Dacă stăm numai să vedem cine pune pe cine la șefia parchetelor, cum desemnează membrii înalții curți de casație și justiție, cum să fac numirile la, nu știu, poate la Curtea Constituțională. Da. Dăm CSM-ului, rămânem da, la ministru, face, lăsăm președintele. Da, mai facem o inspecție judiciară, supra-inspecție. Da. Astea sunt problemele țării? Nu cred. Dar na, poate sunt problemele unora. Aici e marea noastră problemă. Dacă vrem să, într-adevăr, să dăm piept cu greutățile din anul 2018 și încolo, trebuie să ne gândim ce facem cu țara. Nu ce facem cu nu știu ce funcție sau cu nu știu cui. Aici cred că e marea problemă. Dacă guvernarea și coaliția aflată la guvernare asta consideră că e prioritar, sper ca electoratul pe viitor să ia seamă și să decidă în consecință. Domnule Crețuleac, încă de la primele noastre întâlniri aici în studio ați previzionat că legea salarizării va da multă bătaie de cap țării, României, românilor și că sunt salariați, că sunt pensionari, de la A la Z vom fi întorși pe dos. În permanență deja, nu știu, a patra sau a cincea modificare pentru ordonanță se face. Revoluția fiscală continuă desfășurare. Încă nu știm ce se întâmplă la anul. Se plâng că tot se găsește câte o categorie care a fost uitată, într-un fel sau altul. Am început cu cei din IT, cărora, mă rog, fiind scutiți de impozit pe venit, s-au trezit cu 10% impozit pe venit, modificarea aceea de la 16 la 10, s-a promis rezolvarea prin ordonanță de urgență, s-a dat ordonanță de urgență și au mai fost încă vreo două după aia, tot așa pentru fel de fel de categorii. Vedeți, noastră, că dăm o lege și face mare tam-tam că vine să rezolve toate problemele și de fapt nu le rezolvă, le încurcă. Mai mult decât atât, vii și după aia dai vreo trei ordonanțe ca să corectezi greșeli din lege. E o incoerență totală la acest aspect. Aici vorbim despre zona fiscală, da? Și în zona fiscală, și în zona contribuțiilor. Înțelegem că Revoluția Socialistă era în permanent un perpetuum mobile. Da, aici trebuie totuși niște, eu știu, jaloane clare, da? Poate, nu știu, ideea de a duce contribuțiile de la angajator la angajat era bună. Dar implementarea a fost dezastruoasă, pentru că, uite, sunt situații în care mulți salariați au mai puțin salariu net decât l-aveau înainte. Deci nu neapărat lucrurile s-au întâmplat bine. Eu știu, ideea din spatele acestui lucru a fost de a aduce mai mulți bani la bugetul asigurărilor sociale și de sănătate. Sigur că prin mărirea acestor contribuții, punerea lor sarcina salariată, sumele care se încasează, bine, și mărirea salariului minim, sumele care se încasează sunt mai mari. Din păcate, preconizarea a fost că aduc vreo 3,9 milioane de lei în plus. Asta e undeva la vreo 800 de milioane de euro, nu? Cam așa. 3 miliarde. 3 miliarde, îmi cer scuze, da. 3 miliarde, 3,9 miliarde de lei în plus. Da. Bugetul asigurării sociale și de sănătate este într-un deficit de vreo 2,5-2,6 miliarde de euro anual și el este în creștere. Deci măsura asta peticea o parte acestui deficit, dar nu rezolva în totalitate. Deci, dacă ar fi rezolvat problema deficitului în acest buget, da, poate era o măsură bună. Chit că ea declanșa și niște greutăți, fie în sarcina salariatului, fie în sarcina angajatorului. Oricum, lucrurile s-au dus în sus, pierderile au fost peste tot, presiunea fiscală este un pic mai mare. Iată că și inflația s-a mărit considerabil în ultimele luni, tocmai din acest motiv, din acest necesarul ăsta de a plăti mai mult, creșterea salariului minim, majorarea contribuțiilor,
lucrul ăsta a dus la o presiune fiscală pe producători, pe cei care, furnizori de servicii, care au fost nevoiți să mărească prețurile. O mărire a prețurilor în cascadă, nu mai pun și combustibilul, accizele la combustibil care au majorat energia și așa mai departe, lucruri care s-au dus în cascadă și iată că avem o creștere destul de accelerată a prețurilor, care a dat în inflație. Sigur că poți să acoperi anumite, deficiențe din bugetul general prin inflație, că și asta e o metodă, dar problema cea mai mare rămâne că totuși bugetul Asigurării Sociale de Sănătate nu este echilibrat, nici în aceste condiții. Cum am spus, preconizarea a fost de vreo 3,8 miliarde de lei. Da. S-au strâns până acum vreo 800 de milioane de lei, deci încă suntem departe față de target. Gradul încasărilor a scăzut în ultima vreme la stat. Cheltuiala publică a crescut enorm de mult și vreau să vă dați seama că în condițiile în care această cheltuială a crescut, în condițiile în care nu s-au făcut aproape deloc investiții. Auzim și de la Ministerul Transporturilor că pentru plombarea gropilor pe drumurile naționale după iarna asta e necesar vreo 4 miliarde de euro. Da. Și CNAR-ul are buget de vreo 100 de milioane de euro. Deci, iar două cifre clar dezechilibrate. Nici cum nu va putea CNAR-ul să facă, mai ales în condițiile în care parte, deci vorbim de bugetul total, da? Să duc pe salarii, pe bunuri, pe servicii, pe lucrările care le au în curs și așa mai departe. Să vrea introducerea acestei întreprinderi de construcție care să facă lucrările care, au rămas în coadă de pește și să elimine în felul ăsta timpii de așteptare cu noi licitații, noi... Da, e o soluție, dar s-ar putea să ne trezim în situația în care poate fi considerat ajutor de stat pentru o companie de genul ăsta. Deci, da, Consiliul Concurenței poate interveni. Da, nu știu care e, nici nu avem compania deocamdată, sunt doar vorbe și nu știm ce formă va îmbrăca, cum se vor executa aceste lucrări. Deci sunt niște riscuri. De-aia trebuie gândite lucrurile. Dacă te apuci așa și faci cum ai făcut legea salarizării pe genunchi și după aia trebuie să dai și pe ordonanțe ca să te corectezi aspecte care le-a sesizat fie presa, fie organizațiile patronale, fie alte tipuri de organizații. Deci nu oameni din interiorul sistemului care au generat aceste legi, da? Au fost sesizate din afară. Stați, bă, că i-ați uitat pe IT-ști, stați că i-ați uitat pe medici, stai că ăia, nu știu ce categorie de medici au probleme, stai că unele salarii ating plafonul stabilit prin lege în 2022 și să dau înapoi. Iar, dă ordonanță pentru IT și dă ordonanță pentru plafon și așa mai departe. Deci, deja s-au adunat 5. Cum am spus, inconsistența asta lasă urmări. Și iată că nu avem o lege unitară, pentru că legea asta care s-a vrut unitară, aia că a suferit atâtea modificări încât nu mai e unitară. Iar s-au făcut, prin aceste ordonanțe, s-au făcut excepții. Da. Au apărut o serie de excepții. Cheltuiala publică a crescut enorm. Și, poate România își dorește ca din TVA și din impozite și taxe și accize să plătim doar salarii și cheltuiala curentă a statului. Dacă se dorește fără lucrul ăsta, atunci da, ne putem descurca. Cu drumurile ne putem descurca, dar nu la nesfârșit. Pentru că timpul nu iartă. Mediul economic privat nu o duce prea bine. Și el e cel care produce tot acești bani. Iar tu, dacă îți menții cheltuiala statului în acest ritm, s-ar putea să nu mai ai de unde. Nu cu s-ar putea. Sigur nu ai să mai ai de unde în viitor. Da. Luăm, doamnelor și domnilor, a doua pauză de publicitate. Revenim imediat.